Alegeri în interiorul PNL, liberalii s-au reunit astăzi la Poiana Brașov în Liga Aleșilor Locali, iar mâine se va desfășura Consiliul Național al Formațiunii. La eveniment participă 1200 de primari liberali din întreaga țară. Între aceștia se află și primarul comunei Șimian, Constantin Trușcă. Reuniunea a debutat cu discursul președintelui Nicolae Ciucă. Acesta le-a reamintit celor prezenți că și-au asumat rolul modernizării României. Apoi a urmat prezentarea primarilor care au făcut performanță în administrație. Primul nominalizat a fost edilul Șimianului, Constantin Trușcă. Acesta a prezentat principalele realizări din comună, despre care a spus că au fost posibile cu ajutorul colegilor de la PNL, în special a ministrului Virgil Popescu. Vreau să vă spun că încă din prima zi de când am ajuns primarul acestei comune am știut ce am de făcut. A fost o muncă grea, mi-am format echipă și am început treaba. Dacă în primul mandat câștigasem alegerile cu 30 ceva%, după primul mandat le-am câștigat cu 96% și și după 2 ani de mandat am reușit să aducem comuna la normalitate. După ce am stabilit că avem apă și canal, pentru că nu era apă și canal, infrastructura rutieră era zero. Am reușit să asfaltăm peste 100 de kilometri. Am reușit să reabilităm toate școlile din comună, nu puține, și liceul agricol. În urmă cu 3 ani, împreună cu președintele organizației PNL Mehedinți, domnul Virgil Popescu, am stabilit că trebuie să trecem într-o nouă etapă de dezvoltare a comunei. Și atunci ne-am dat seama că aducțiunea de gaz este foarte importantă pentru locuitorii comunei. Nimic nu se face fără efort, fără dăruință, fără implicare, dar atunci când îți pasă de comunitatea pe care o conduci, nu cred că mai contează aceste lucruri. La reuniunea Ligii Aleșilor Locali participă 1200 de primari liberali, iar la Consiliul Național al PNL, ce va avea loc vineri, sunt așteptați 1000 de delegați. La Consiliul Național al PNL vor avea loc alegeri pentru funcțiile de secretar general, prim vicepreședinte în domeniul strategiilor politice și vicepreședinte în domeniul apărării și siguranței naționale. Printre cei care candidează se află și președintele PNL Mehedinți, Virgil Popescu, pentru funcția de prim vicepreședinte în domeniul strategiilor politice.